Pentru superstițioși a fost astăzi o zi de coșmar. Vineri 13 reprezintă o adevărată provocare pentru cei care cred în ghinioane, deși pentru restul lumii e doar o zi oarecare. În schimb, cei care au crezut că ziua de astăzi va avea tot potențialul pentru a deveni o zi nefastă au avut la îndemână și câteva rețete pentru a evita ghinionul. Printre remediile propuse se află și frecarea pragului casei cu usturoi, purtarea culorii roșii sau obiectelor de aur, precum și binecunoscutul aruncat al sării peste umăr. Dar pe mulți asta nu îi liniștește, așa că unele hoteluri refuză să folosească numărul 13 pentru camere, în timp ce la unele clădiri etajul 13 nici nu există, sărindu-se de la 12 direct la 14. Ziua de astăzi putea fi și mai periculoasă. Cei care au privit cerul aseară au putut observa că luna plină avea o ușoară culoare roz. Din fericire, a fost vorba doar de un fenomen astronomic care se repetă odată la 100 de ani. Luna de miere, cum se mai numește, se datorează poziției soarelui în această perioadă combinată cu lungimea de undă a luminii, care trece prin aerul plin de particule de praf și poluare.